Toboganele sunt atracția complexului cu plaje și piscine de la Galați. Sunt 8 ani de când gălățenii așteaptă să se distreze la plaja Dunărea. Din acest weekend sunt așteptați la cele 3 bazine, dar și la plajă. Poate cea mai mare distracție va fi aici, în zona toboganelor, care ajung până la 20 de metri înălțime. Cei mici se pot bucura de o zonă special amenajată pentru ei, iar vizitatorii care vor să se simtă ca la malul mării pot alege bazinele cu valuri produse de un sistem inovator. Bila folosește energia cinetică a apei și pe măsură ce generează mișcare, amplifică pur și simplu mișcarea naturală a valului. 3500 de locuri, atât pe plajă cât și în zona piscinelor. Le oferim primul sistem, cred că din România, de valuri produs de bilă și, nu în ultimul rând, un ansamblu de tobogane. Sâmbătă va fi deschiderea mult așteptată de gălățeni. Accesul se va face în baza unei brățări, iar tarifele pornesc de la 10 lei pentru zona de plajă până la 35 de lei pentru bazinul cu tobogane. În weekend tarifele vor fi mai mari cu 15 lei. Merita Galațul mai de mult timp treaba aceasta. În acele tobogane o să vă dați? Nu. Acolo pentru tineri, pentru copii. Că-i gata plaja, de da, sunt, de-abia așteptăm, să zăvenim cu copiii și noi să ne, nu avem în altă parte unde să mergem, că foarte frumoasă este. Complexul de agrement a fost construit în anii 70, dar lipsa investițiilor a dus la degradarea bazinelor. După mai multe accidente, complexul a fost închis și refăcut de primărie cu 6 milioane de euro.